Percheziții de amploare în Constanța, autoritățile au destructurat o întreagă grupare infracțională. Suspecții se ocupau cu înșelătorile din piața auto și vindeau mașini care nu existau în realitate. Aceștia pretindeau că se ocupă de tot demersul achiziționării de automobile din altă țară. Victimele achitau complet contravaloarea autoturismului, iar samsarii se făceau nevăzuți cu tot cu bani. Numai puțin de 5 oameni au fost astfel păcăliți. Suma pe care indivizii au încasat-o în urma înșelătorilor depășește 250.000 de euro. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caso.